lângă mine trei fete foarte frumoase, trei domnișoare, trei doamne, trei femei de suflet. Mai bine așa le-aș numi, pentru că Asociația Miss Brașov este alături în această seară de o cauză, aceea a copiilor autiști. O cauză dreaptă, susținută de o asociație care reprezintă frumosul, ceea ce înseamnă frumusețea trupească, amestecată cu cea sufletească, pentru că una față de fără cealaltă nu există. Așa este, bună seara. Noi suntem aici să reprezentăm Asociația Miss Brașov. Este foarte important să venim în sprijinul și în ajutorul oamenilor care doresc să facă ceva. Frumusețea nu este doar o formă, este un mod de viață. Dacă vreți, este o conduită. Noi așa am spus și asta încercăm să arătăm și să promovăm prin valoarea pe care o dăm frumuseții. O conduită de a promova cu tenacitate și cu generozitate altruismul. Pentru că suntem aici ca să arătăm și să motivăm în același timp, dacă putem, oamenii să scoată din ei ceea ce este mai bun, să se unească și să punem umăr la umăr, să arătăm că se poate face ceva, să ne mobilizăm într-un fel. Nu e ușor să ai probleme. Nu e ușor să ai probleme în general, dar aminte să ai un copil bolnav, mi se pare un lucru în ciuda firii lucrurilor, nu există, n-ar trebui să existe pe pământ, dar există din păcate, însă important e că există și oameni care să se alăture celor care au nevoie de sprijin. Iată acești oameni frumoși și pe suflet și pe exterior, aici avem Miss Brașov și Miss Popularitate, două fete foarte frumoase, care astăzi au ales să vină pentru a susține o cauză, așa cum am spus. Cum este? Până în momentul de față este un spectacol extraordinar. Vreau să vă spun că m-a impresionat numai faptul că atât de mulți oameni s-au implicat în acest eveniment și extraordinar, un spectacol extraordinar. Mă bucur că brașovenii sunt aici prezenți să susțină această cauză. Da, brașovenii dovedesc încă o dată că sunt alături de cauze de genul acesta. Fie că sunt artiști care au venit absolut în mod gratis astăzi aici, fie că sunt spectatori, fie că sunt donatori, fie că sunt persoane așa ca voi care n-au stat pe margine și au zis, bun, astăzi venim să-i ajutăm pe copiii aceștia necăjiți și bolnavi și pe părinții lor. Noi să ne aflăm aici, să susținem această cauză. Acesta este un început pentru noi. Toată perioada ce va urma vom susține de o cauză umanitară. Până în prezent, spectacolul este extraordinar și am rămas impresionată că sunt atâția artiști la un loc, s-au decis să susțină această cauză și să nu stea pe margine. Asta este foarte important când oamenii sunt prezenți, sunt implicați și sunt în asentimentul celor care, pentru care soarta, destinul, viața nu a fost atât de darnică sau nu este atât de darnică precum pentru alții. Vă mulțumesc mult. Ce urmează în viața asociației dumneavoastră? Pentru că sunt convinsă, începutul a fost recent la Sala Sica Alexandrescu, astăzi la Sala Patria și probabil vor urma alte săli, alte locații, alte evenimente. Da, așa este. Deja am fost contactați, dacă pot spune așa, ca să ne implicăm în programele diferitelor companii, asociații, fundații, pentru că asta încercăm să facem, să venim în sprijinul lor, să ne alăturăm. Suntem la început, e adevărat, evenimentul nostru a fost un pionierat. Trebuie să existe o cultură a frumosului și a promovării valorilor. Fără asta nu se poate. Să fii frumos și fără să-ți respecti frumusețea, se pare așa un nonsens. Yeah.
Scenă aici înapoi la restaurantul Casa Venus, de fapt gazda noastră de astăzi, căreia îi mulțumim foarte mult pentru că ne-au oferit un cadru frumos, intim, plăcut, așa, prietenesc, pentru o discuție prietenească. Acum de pe scenă, da, revenim aici la discuția noastră, domnule Eugen Preda. Mă gândeam, ascultând-o puțin mai devreme pe Emilia, ce poate să facă un om, câteodată supra-om, dacă aș putea spune așa, mamă și nu doar, ca să suplinească toate rolurile din viața sa, astfel încât copilului să-i fie bine, da? 8 ore sunt cele legal, da, consimțite pentru a fi însoțitor personal pentru copil. Timp în care un părinte, da, care este asistent, este obligat din norma de muncă să aloce 8 ore și să câștige 750 de lei. 750 de lei, 8 ore. Acum cât ar mai rămâne? În mod normal și legal, rămân încă 4 ore, 4 ore în care, teoretic și practic vorbind, ca să se asigure minimum necesar unui copil cu autism, ar trebui să creeze ceva în 4 ore, ce ar însemna echivalentul a 1000 de euro. Deci ce nu poți face în 8 ore, trebuiască să faci în 4 ore. Da? Dar gândiți-vă că aceste 4 ore vin după cele 8 în care ești exact tors. Și exact, fizic, exact, și psihic. Exact. Tu nu vii luat ca nou, așa, vii să faci pat ca altul care se duce la serviciu odihnit și liniștit. Nu? Și atunci, ceea ce cred că ar trebui să facă asociații, organizații ca noi, ar trebui să creeze centre de producție în care, da, părinții, alături de copii, să se joace muncind sau să muncească jucându-se. Nu știu care din cele două lucruri primează, dar în felul acesta copiii sunt împreună cu părinții, creează anumite lucruri care vor aduce plus valoare. În aceleași 8 ore sau din cele 4 ore care legal le mai au la dispoziție să producă banii suplimentari.
Da, aveți dreptate. De fapt, acest spirit ludic i-ar ajuta pe copii foarte mult, pe părinți să se transforme și ei în copii de altă dată și pe un artist, mă refer la Emilia, să se dedubleze atât de bine încât acolo pe scenă să uite de toate celelalte roluri și să rămână calată pe un singur rol, acela de balerină. Cât de bine credeți că, vă întreb pe dumneavoastră, deși Emilia e lângă mine, cât de bine reușește un om ca Emilia să facă acest lucru? Pentru că eu, părerea mea, mi-o susțin și am spus-o de foarte multe ori. Așa cum am spus, sunt umil recunoscător pentru toți cei care au participat la realizarea acestui spectacol. Nu pot spune că vreun moment din acest spectacol a fost mai bun decât altul, însă cel mai emoționant moment, cele mai emoționante momente au fost acelea în care Emilia și Dorin au dansat pe scenă. Ei au dansat pe scenă pentru spectacolul Aurora Borealis, însă o dată în plus, cred că ei au dansat pentru copilul lor. Așa cum au făcut-o de nenumărate ori și până atunci și de atunci încoace, sunt foarte bucuros să văd că sunt oameni inimoși ca ei, care sunt dispuși să investească timp și energie și bani de multe ori în a presta o activitate care de multe ori nu înseamnă bani. Pentru că, așa cum am menționat, participarea la acest spectacol a fost benevolă. Am avut sprijinul primăriei și mulțumesc pe această cale. Am avut sprijinul primăriei astfel încât sala nu ne-a costat. Dacă ne costa și sala, atunci nu știu cum s-ar fi rezolvat lucrurile. Aurora Borealis și-a propus să creeze un centru în care să lase acești oameni să-și desfășoare activitatea, să fie într-un mediu organizat, să creăm lucruri, să producem lucruri, pentru că asta este principala noastră problemă, nu mai producem lucruri, să producem lucruri care să aducă un plus valoare în viața lor. Și da, așa este, trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Eu sunt doar unul din membrii fondatori al Asociației Aurora Borealis, dar oamenii care au fost pe scenă au însemnat foarte mult pentru acest spectacol și Emilia, aici de față, a acceptat invitația noastră, a adus un plus de emoție în spectacolul nostru, datorită faptului că în cadrul spectacolului nostru a fost momentul de balet, pe care chiar sper să îl și vedem imediat, momentul de balet care a adus foarte multă sensibilitate spectacolului nostru. Aveți perfectă dreptate. Dacă ar exista un indicator al emoției trăite în acel moment când mama și tatăl, Emilia și Dorin Mirea, ies din culise în fața publicului dansând pentru Teo, cu siguranță acul de la acest aparat imaginar ar sări dincolo de maxim, cu mult de maxim, ar exploda pur și simplu. Înainte de a îi lăsa pe telespectatori să vadă numărul de balet Emilia și Dorin Mirea, dovedind că autismul există, aș vrea să ne spui câteva lucruri, Emilia, după care vom încheia. Când intru pe scenă, mă dedublez, dar plăcerea de a dansa, în primul rând pentru copilul meu, este foarte mare, dar mă simt și foarte bine ca artist. Este cumva în ADN-ul meu și al soțului meu, pentru că noi doi, într-adevăr, suntem, cred că, o singură persoană, iar la un moment dat noi trei formăm o singură persoană, pentru că mi-ar place într-o zi să veniți la noi acasă, sau cum a fost și azi dimineață, cineva era șeful, acela era Teo, adică mergea cu calul fiind tatăl, iar mama nu știa de unde să adune lucrurile ca să-l pregătească pentru grădiniță. Aparent totul este familiar, aparent totul este normal, natural, dar cred că numai noi știm dincolo de pereți ce se întâmplă și cât am muncit și chiar am plătit ca să vedem că și copilul nostru la un moment dat face jocuri tipice, având jocuri total atipice. Emilia, cred că această emoție a
gândurilor tale ne face să ne gândim că orice discuție, cât ar fi ea de interesantă și frumoasă, are un final. Aș fi vrut să mai stau de vorbă cu amândoi încă foarte mult timp, însă cred că ce am vrut noi să subliniem, ce am vrut noi să arătăm, am reușit într-o oarecare măsură. Eu vă mulțumesc, vreau să le spun telespectatorilor noștri că o să încheiem această ediție a Caruselului Vieții cu momentul artistic numit Emilia și Dorin Mirea, dar până atunci dați-mi voie să vă mulțumesc amândurora pentru că ați acceptat să fiți astăzi alături de noi, pentru că faceți lucruri minunate și mă gândesc aici la doi oameni care se află poate în, dacă spun în tabere diferite e prea mult spus, dar există, viața ne așează fără să vrem în posturi diferite, spune. Oameni care au parte de o familie sănătoasă, dar care își doresc să-i ajute pe ceilalți să răzbată, să învingă și să dovedească contrariul unor spuse, cum că nu suntem în stare ca părinți să facem totul pentru copii sau că oamenii stau de obicei pe margine. Nu, oamenii nu stau pe margine. Astăzi au stat în special pe scenă la Sala Patria oamenii și au stat aici cu tot sufletul pentru dumneavoastră, ceilalți oameni care ne priviți. Domnule Eugen Predan? Eu sunt umil recunoscător că am o familie deosebită. Avem doi copii normal, natural, sănătoși, câteodată obraznici, câteodată prea cuminți. Doamne ajută câteodată să fii obraznici. Așa este, așa este. Nu avem provocările unei familii cu copil cu nevoi speciale. Însă considerăm că din ceea ce noi primim, trebuie să dăm și altora ca să poată să meargă mai departe. Chiar antrenorul și mentorul meu spune: Eugen, dă din tot sufletul, pentru că atunci când dai, ți se întoarce poate însutit și în mit. De aceea ai grijă ce dai. E foarte important. Consider că acest spectacol a fost pentru copiii cu autism, a fost pentru familiile cu copiii cu autism. Îmi place să cred că am reușit să facem puțin, dar în același timp un lucru important, să atragem atenția asupra acestui subiect. Nu ne vom limita la asta, vom mai avea acțiuni. Mă bucur că Emilia și partenerii ei fac deja activități în aceeași direcție, dar îmi place să cred că acel centru pentru copii cu autism, un centru care să fie un centru productiv, deci să-i ajute să se poată autofinanța practic, îl vom putea face împreună. Sigur, sperăm din tot sufletul ca economia socială în România să fie acolo unde ar trebui să fie, alături de ceea ce se întâmplă în celelalte state europene măcar. Sperăm din tot sufletul ca la celelalte evenimente organizate de asociații ca și noi, nu neapărat de noi, ca și noi, să aibă mai mulți participanți, să aibă întotdeauna măcar prezență, dacă nu și donatori, pentru că acest segment are nevoie de ajutor. Mulțumesc fiecărui om care a participat la acest spectacol, vă mulțumesc dumneavoastră că m-ați invitat și că mi-ați dat ocazia să spun câteva cuvinte despre ceea ce am făcut noi și mulțumim foarte mult, din tot sufletul, n-am putea mulțumi niciodată tuturor celor care au fost pe scenă și care s-au dăruit în fața spectatorilor la Sala Patria. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc. Emilia, un ultim gând înainte de a ne lua, a rămas bun. Știu că emoția totdeauna copleșește un om ca tine, dar dăm voie să-ți spun și eu mulțumesc pentru că existi, pentru că ești implicată în viața, nu numai în viața lui Teo, așa cum este normal, ci și în viața altor copii autiști și în felul acesta lărgești cercul și alături de domnul Eugen Preda, iată, probabil că economia
economia socială de care spunea dânsul va prinde niște mici rădăcinuțe care vor crește și vor crește la un moment dat, astfel încât, nu cum se spune, să ne aliniem și noi cu ce este dincolo, dar să facem și noi lucrurile bune pe care le putem prelua foarte bine de dincolo. Eu vă mulțumesc foarte mult că existați în viața mea și cred în Zica la Ixu ce-ți dorești. Întotdeauna mi-am dorit să găsesc oameni care să mă ajute și prin ei să pot să-mi ajut copilul și copiii noștri. V-am spus, suntem în creștere, din nefericire, ca și diagnostic de autism. Așa este, ai dreptate, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple, de Doamne să ni se întâmple numai lucruri bune, pentru că ne dorim numai lucruri bune. Dacă tot suntem la capitolul mulțumiri, vă mulțumesc și eu, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și de această dată și vă lăsăm acum pe final în compania soților Emilia și Dorin Mirea, acolo pe scena Sălii Patria din Brașov, unde Asociația Aurora Borealis a organizat un spectacol cu un titlu care trebuie să ne rămână bine întipărit în minte: Autismul există. Sunt Irina Palade, închei aici acest carusel al vieții, dorindu-vă numai bine până data viitoare. La revedere!